Daniela și Vasile, bine ați revenit în oficiul care ați fost instruit din start, da? Instruiți ca trader. Spuneți-mi cum ați ajuns la companie și care este istoria voastră, de unde veniți, de fapt aș vrea să vă prezentați pe rând. Da, cum vă numiți, ce vârstă aveți, ce ocupație, pentru că sunteți ambii tinerei, încă copii pentru mine, dar pentru mine sunteți și trader de succes. Haideți, Daniela, dumneavoastră. Mă numesc Ifros Daniela, sunt elev în clasa 12 și de tranzacționare am aflat de la mama mea, care ea, prin întâmplare, a găsit anunțul cu educație financiară pe Facebook. Atunci a fost ca un semn pentru ea, ea a aplicat, a doua zi a fost contactat-o și așa i-a început cursul de tranzacționare, mai întâi cursul teoretic, apoi cursul practic. După ce am văzut că la ea totul merge bine, am spus, mama a vorbit cu mine și mi-a spus, uite, Daniela, nu vrei și tu să te duci să faci curs pentru că este ceva interesant, mai ales că tu ești în domeniul economiei și poate o să-ți placă și ție. Și am spus, bine, tăma era vacanță și am spus, de ce să nu încerc, adică să-mi petrec cumva productiv și să învăț lucruri noi. Practica de curs online, cum a fost? Pentru mama a fost foarte greu. Eu țin minte că ea nu dormea noaptea, învăța ziua la fel, tot înregistra, vinea de la lucru, iarăși învăța, scria tot, repeta și a fost cumva mai greu pentru ea, însă ea a spus că voi sunteți tineri, pentru voi o să vă dea asta mai bine, așa că duceți și încercați, duceți și învățați, pentru că e una când te apuci de tranzacționat la 17-18 ani și una când te apuci la 40 ceva. Da, nu știu nimic despre domeniu. Voi aveți mult mai mult acces la informație și mult mai ușor pentru voi să percepeți. Apropo, cum a fost pentru voi practica? Pentru a fost greu? Nu. Nu, deja nu. Păi sunteți o familie de trader, așa? Da. Cine tranzacționează cel mai bine? Întrebare provocatoare. Mama la un moment nu tranzacționează. Ea a avut contul doar că mi-a dat mie, deoarece acum este foarte ocupată cu munca. Și a rămas între eu și sora. Așa, da. Mama doar cu sfaturile, probabil, și cu verificarea. Da, da. Și cu închisul, da, mai închide din când în când și ea. Așa, și dintre voi doi ați verificat după caracteristici, care și cum? Probabil sunteți diferiți. Da. Vasile e așa mai... vrea să iei tot de pe piață, însă eu așa... câte un pic, adică pentru mine e bine să iau și 50% din impuls la vasă, pe tot să-l iau, tot. Vă sfătuiți între voi când deschideți tranzacțiile, faceți analiză împreună? Împreună facem analiză, dar ne sfătuim, de exemplu, eu mai întreb dacă ai deschis ceva, dacă da, pe ce cutație, pe ce principiu și tot așa. Spre exemplu, Vasile place indicatorul meu ICD și mereu când vede o convergență, divergență, spune, uite, Dana, este acolo o intrare, ai intră și faci tu și tot așa eu când văd ceva, un impuls, tot spun, Vasea, uite, este acolo. Sper că nu v-ați certat niciodată. S-am deschis-o din cauza că tu mi-ai spus. Nu. Adică, chiar dacă ne sfătuim, fiecare e decizie, dacă s-o deschide sau nu, adică nu îi impunem pe nimeni, fiecare face alegerea lui. Este important comunitatea de trader, faptul că sunteți într-o comunitate, că sunteți în grup, mai urmăriți și market discussion. Țineți cont de asta? Da. Vă ajută? Da. Da, e foarte bine să știi că mergi singur în acest domeniu. Și mai ales pentru noi, că suntem cu mama, așa ne înțelege, păi sunt momente în care putem să stăm și nopțile și să vorbim și uite cum acolo și e foarte interesant, adică comunicarea e foarte importantă că este, pentru că ai cu cine discuta despre acest domeniu, însă atunci când... Dacă părinții nu ar înțelege... Te descurajează, da. Așa când simți susținere din partea părinților, din partea prietenilor, a familiei, păi cumva te încurajează și te motivează mai mult. Cum sunteți primiți în societate, în cercul de prieteni? Vorbiți despre faptul că tranzacționați sau nu? Eu nu prea, adică nu. Nu. Daniela, da. Eu, da. Daniela promovează la toți, da? Da, la prietenii mei, la colegi, tot timpul. Încerc să-i îndrum, să-i sfătuiesc, până mă uit, este oportunitate, încercați. Însă oamenii la noi se uită cam sceptic. Mereu spun, nu știu ce acolo, însă eu spun că nu, este oportunitate, de ce să nu încerci, de ce când este ceva din care tu poți să faci venit și să fii stabil din punct de vedere financiar și independent, să nu depinzi de nimeni. Însă
Fiecare cred că oricum o să ajungă la un moment când domeniul acesta o să fie foarte dezvoltat și o spune de ce n-am ascultat eu atunci, că dacă începeam, apoi cât de mult reușeam. Așa este. Vasile, dar dumneavoastră de ce nu vorbiți? Care, eu... care sunt motivele? Apropo, câți ani ai tu? Am 16 ani. Așa, mulți înainte. Și sunt mai, așa, mai timid, nu știu, o las de mult pe sora să vorbească, ea ai cuvintele. Am înțeles. Citești? Îți place să citești? Da, îmi place să citesc, doar că nu așa de mult. Adică... Pe lângă tranzacționare, ce hobby-uri, dacă nu așa de mult? Altceva? Sport? Da, pe lângă faptul că ești cu prietenii la un meci de fotbal sau ceva în genul ăsta, cam atât. Am înțeles. Deci mă gândeam că îți place fotbalul, de asta și am întrebat. Da, adică ieșim aproape în fiecare seară, acum că sunt acasă, după plec înapoi și trebuie să profit cât mai mult. Tranzacțiile, dacă sunt deschise, vă afectează emoțional? Sunt cu voi tot timpul în gând? Sau aveți activități, de exemplu, ești la un meci de fotbal? Tranzacțiile mai sunt acolo sau nu? Puțin. Nu afectează? Nu, cam adică când ești cu prietenii, timp zboară. Așa, banii lucrează și tu stai cu prietenii. Daniela, pe tine te afectează tranzacțiile deschise? Depinde, doar atunci când e un minus mai mare, însă oricum... Vreau să încerc să trec peste asta fără emoții, pentru că am văzut că dacă pui prea multe emoții, păi tot nu-i bine, este bine, pentru că nu poți să te concentrezi nici la școală, nici la muzică, nu poți să mă concentrez și asta nu-i bine. Însă așa. Dacă ții în frâu emoțiile, păi tot este bine și trebuie să gândești cu mintea limpede, pentru că dacă te lași influențat, începi să faci greșeli. Însă dacă cumva știi tot și spui că este cel mai greu pentru un trader. Cum să gestionezi emoțiile? Voi cum faceți? Vorbind cu mama. Da, și între noi. Da. Adică trebuie să comunicăm. Comunicarea cumva eliberează de emoții. Mai ales când vorbim, de exemplu, cu managerul și îl spune că totul se e bine, mai ales ne dă sfaturile, trimite analiza lui sau ceva și noi vedem că se potrivește cu a noastră, păi da, e foarte comod. Îți dă mai ales încredere. Chiar dacă ai minus, știi că el a zis în profit. Așa, cumva managerul este un guru al pieței, știe el tot? Nu neapărat că știe tot, însă este un suport atunci când vezi că o persoană mai experimentată ca tine, păi tot are aceeași analiză, cumva îți dă încredere să fii mai sigur când deschizi tranzacția, că eu o să duc în profit și... Considerați că este un domeniu pentru oricine? Iată, din colegii dumneavoastră de la școală, de la colegiu sau de la școală. Voi vedeți. Credeți că ar putea oricine să tranzacționeze piețe financiare? Da, adică dacă vrei, acum nu văd care ar fi o problemă. Te informezi, mai ales dacă ai acces la internet, nu ai nicio problemă. Sunt cursuri, întrebi persoane, adică totul depinde. Eu cred că acest curs e pentru persoanele care vor să o schimbare și o persoană care înțelege cât de important este educația financiară, pentru că mulți oameni cred că asta e doar ceva așa important. Da. Ei cred că educația financiară asta e cum să ții banii la cerab. Însă asta e cum să faci banii să lucreze pentru tine și nu toți înțeleg asta. De aceea e mai bine pentru niște oameni care oricum au ceva cunoștințe despre ce înseamnă educația financiară și cum lucrează banii. Cum vedeți voi viitorul legat de acest domeniu? Un viitor foarte frumos și... profitabil. Dar vă vedeți în domeniul, adică asta să fie rămâne ca o profesie sau ca o afacere sau ca o activitate de bază sau rămâne ca un hobby? Cum e pentru voi? Ca o profesie, chiar aș spune. Mai ales în viitor, adică eu mă văd mine la 50 de ani să spun încă tranzacționând și încă cu profit. Super! Mereu cu profit. Da. Da. Pentru mine eu cred că ar fi mai mult ca o afacere. Însă, pe lângă, cred că aș avea și un job, adică, oricum, să fie ceva de rezervă, un venit în plus, da. Însă, oricum, cred că cea mai mare atenție aș atrage o tranzacționării. Știți că, poate încă voi sunteți, mă rog, încă vă formați ca personalități și poate nu înțelegeți multe lucruri. Poate acum apare asta ca o rezervă. Bănuiesc la tine, Daniela, că este mai mult ca o necesitate de a vă afirma și social.
de a crea ceva, de a ajuta pe cineva, de a fi de folos cuiva și de asta este nevoie și de o profesie. Majoritatea traderilor noștri fix sunt medici, șoferi, învățători, profesori, muzicieni, nu știu, artiști, de orice, de oameni de afaceri. Majoritatea au și o activitate care se implică social, comunică cu alți oameni și tranzacționarea, pentru că asta depinde doar de tine. Aici nu poți, deci nu este concurență, nu este invidie, deci nu este nimeni, ești tu cu piața și deciziile tale îți aduc sau nu bani. Iată, de asta vreau să vă întreb, depinde doar de voi în tranzacționare, cunoașteți asta, da? Deci, dar profesia trebuie să vă alegeți după sufletul vostru, după ceea ce vă place, ca să vă implicați și social și să aduceți ceva și pentru, da, și bucurie și altor oameni. Pentru că astea ne suntem ființe sociale. Așa este. Ce are nevoie un trader experimentat să cunoască sau un trader de succes? Ce sau ce calități trebuie să aibă el? Cele principale, eu cred că ar trebui să știe cum să-și controleze emoțiile. Pentru că ele deseori duc la cele mari greșeli. Dar dacă știi să le controlezi, păi o să ai doar profituri, părerea mea. Și nu se simt ca niciodată în depresie sau cam așa. Eu cred că un trader de succes trebuie să-și urmeze strategia și planul, adică să fie conștient că el are un plan și să ghideze, să nu spună că astăzi deschid tranzacția așa, adică fără nicio analiză, oricum trebuie să fie responsabil și să atârni față de tranzacționare ca o afacere. Pentru că atunci când ai afacere ești serios, pentru că-s banii tăi, așa trebuie și cu tranzacționarea. Pentru că dacă o să fii serios în domeniul acesta, păi banii eu cred că o să vină mai ușor la tine. Uh-huh. Aveți aceeași strategie sau sunt diferite? Diferite. Păi orice trader are strategia asta proprie. Așa, super. Cum evaluați calitatea curselor la Double Case? 10 din 10, adică atât mai ales atânarea managerilor față de traderilor este incredibil. Oricând ai nevoie, îi sun și îi răspund. Vă tranzacționați cu brokerul Peleron, da? Deci nu ați avut anterior alți brokeri, dar din start ați aflat că asta este un broker de încredere și ați mers mai departe pe calea asta. Sunteți mulțumiți de serviciile brokerului Peleron? Da, mai ales după ce am auzit azi brokeri, mai ales comisioanele pe care le iau, păi da. Ați mai verificat ulterior, da? Și altceva, da. Și am înțeles. Când treci când vedeți prin oraș, da? Peleron la orice pas, vă simțiți mândri. Da, tot da. Eu mereu spun, uite Peleron acolo, e brokerul meu, eu cu dânsul tranzacționez. Și cum încerc să promovez asta? Pentru că cu cât mai mulți oameni o să știe, eu cred că o să fie mai bine. Da, dacă toți o străim bine, da. Frumos. Oamenii de obicei au stresuri sau necazuri din cauza banilor, trebuie să recunoaștem. Așa e, că unde este prosperitate, unde este abundență, unde oamenii își permit tot ce au nevoie, nu este loc din emoții negative. Pentru ce trebuie să te cerți, să retrăiești sau să-ți faci griji sau să fii supărat, dacă la tine totul e bine. Și asta poate fi rezolvat ușor ca tare. Doar că trebuie de... Da, cine caută găsește. Cine caută găsește, da, așa este. Dacă pui un pic de efort, păi tot o să meargă bine. Pentru că nu este atât de greu, trebuie un pic la început să înțelegi cum totul merge și după asta mai ușor. Și cu timpul vine și experiența, vin și profiturile și tot. Se aranjează așa ca pe policioare. Așa este. Eu cred că o să vină rândul vostru și o să formați și voi vreo armată, două de traderi, da, care o să-i instruiți și o să-i conduceți mai departe, pentru că sunteți persoane deschise care vor să pună umărul la formarea celei mai mari comunități de traderi din Republica Moldova. Noi vă dorim succes în tranzacționare până când, la studii, la fel, pentru că adăugați cunoștințe, că asta este cea mai mare avere noastră, cea care nu poate să ne ia nimeni și acolo trebuie să trageți atenția și banii vor lucra. Pentru că deja știți cum se puneți la treabă. Da. Succes la toată familia voastră. Mulțumesc. Mersi mult pentru interviu. Cu drag. Mersi.